ajunul, cadoul meu. Moșule, e ajunul, cadourile. Vine, moșu, vine, moșu. Renilor, fiți gata de plecare. Cine a dat drumul la reni? Ups. Moșule, te rezolv eu. Noroc că mi-am făcut abonament la A24, l-am cam scos pe bătrân. Lucrează o singură zi pe an și atunci întârzie. Nu se poate. Te iubim, moșule! Berile! Bă! Doamne ajută! Greu am avut, Vlad, dar uite, am ajuns cu bine la capătul lui. Ia spune ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun? Hai, zic că te știu eu! Moș Crăciun, nu, lasă tu pe Moș Crăciun! Bă, am niște obiective pe anul care vine, știi? Adică îmi doresc niște chestii. Ia să le aud! Bă, o știi pe sora contabilă aia care tot vine la noi? Da. Pe aia vreau să o agăț eu. Și tu! Și tu! Să ai noroc! Hai că vedem care! Și mai ce? Și când dorme Grigore, ăla cu macaraua, știi? Grigore. Să mă duc să mă dau eu cu macaraua pe acolo, pe șantier. Să mă dau ca nebunul. Și când turnăm șapa aia sus, știi? Așa. M-aș da pe acolo, în jos, ca nebunul, numai nebunii de alea, știi? Sunt de la etajul 5 să te mor pe placa, dar tu chiar ești nebun. Da, mă! O să fie distracție, o să fie distracție. Da, tu? Eu? Bă, acum, între noi fie vorba. Mi-aș dori să prind peștișorul de aur. Așa? Să-mi îndeplinească o dorință. Bă, o dorință să-mi îndeplinească. Și care? Să fiu șef. Șef? Da, mă, șef, patron, boss, maher, să fiu șeful vostru. Bine, nu al tău. N-am cu tine zis. Rămânem parteneri. Normal, bă, bine, boss. Șef, boss, hă? Și de azi ce am face? Cum ne-am distrat? Ar fi distracție de cum am începe munca, pe cuvântul meu. La ăștia care nu sunt horă cu noi, știi ce le-aș face? Băi, aș pune în ture de alea să-i nebunească, să s-obosească, să vină nervos, să scape lucruri pe ziua. Dai să Mitrus ce face acolo? La cine mă gândeam? Să le facem... Bă, o ținem într-o farsă. O farsă continuă. Numai pe Caterin, că va fi anul 2021 cu mine, bă. Ai, bine, boss! Numai așa te strâng pe șantier. Șoful, bossul! Ce facem cu băieții? Și berea va intra în kitul obligatoriu al tuturor subalternilor mei. Cum semnesc comdica dimineață, așa e înhățat și o bere. Bere și pizza la toți de pe șantier. Aoleu! Cum sună? Uai, cum sună? Ce zici? Ce vis! Dar din ce bani? Bani, dar crezi că eu, dacă șef, mai cheltui banii pe fleacuri, mă? Crezi că mai cumpăr echipamente de protecție, extinctoare? Crezi că mai cumpăr căști? Și așa nu le folosește nimeni! Măști! Aiurea! Pizza, bere și distracție, da, ha? Da, ce părere da. Fain ar fi, fain. Și... Da? Ce ai mai face? Am fost curios, ai făcut tare curios! Stai! Îmi intră cineva în vis. Viteză, hai băieții! Bună ziua! Sunteți directorul. Domn director, vreți să ziceți, dar tu cine ești? Inspector ITM. ITP nu mă interesează că n-am mașină, am șofer. ITM, Inspectoratul Teritorial de Muncă. Așa și? Tocmai am făcut o inspecție și am semnalat foarte multe nereguli. Am evaluat riscurile, am semnalat nerespectarea unor măsuri de protecție și sănătate în muncii. Dom'le, știi prea multe cuvinte. Zic cum facem, că pentru mine timpul e bani. Pe scurt, amendă și dosar penal. Câte zeci, tăticu, să rezolvăm problema? Zeci de mii. Nu, eu știți... Domnul director, nu? Nu, director. Domnul director e dincolo, nu, eu nu sunt director. Noi eram pe aici, în trecere cu roba, trebuie să duc materiale, nu sunt eu șeful vostru, nu! Nu mai vreau să fiu șef, nu mai vreau! Tu ce cadou îți dorești? O căciulă. I-am adus într-acest loc superb pentru un vin pe măsură. Îmi pui, te rog, un pahar? Stai așa. Vinul, draga mea, este o băutură divină și necesită un ritual extraordinar pentru a fi servit la modul său absolut. Paharele de vin alb au gâtul mai îngust, 20 de centimetri, 350 de mililitri și nu ne grăbim. Ținem cont de studii.
Pentru a se evita formarea bulelor de aer, vinul se toarnă ușor din sticlă cu paharul înclinat. Pentru a-și dezvolta influențele, parfumurile, derivațiile, vinul are nevoie să respire. Am ajuns la vin. Dar să-ți spun povestea lui. A început cu câteva rânduri de viță de vie, cu struguri copți, tihnă, Sauvignon Blanc, iarba proaspăt cosită, florile de salcâm. Hei, ce faci? Cu ăsta nu pierd timpul, nici cu vinul. Tot un brud, tot foarte bun. Te-am pupat! Na, frățiuc, pregăti pentru mâine. Da, m-am pus momeală, hai, nu mă știi. Da, și minciogul. Mă, mi-i plimb por bagajul de scule, ce? Lasă asta, mă, zi. Are balta pește. Sunt ceva peștai ce tinere pe acolo. Că mi-o cam ruginii cârligul de atâta stat, hă? Știi tu, mă, că altfel stă firul întins când e balta nouă. Știu că... Știu că și tu vrei să te scalzi cu viermișorul până alte bălți. Noi, ne auzim mâine. La prima oră am plecat. Cius, serus, serus! Mergi la pești? Da! Ce să fac? Trebuie să merg, că i-am promis la om. I-am promis la om, știi, că ne-a ajutat și el atunci cu remorca. Ăsta e fanatic cu pescuitul și am zis că merg, dar n-am niciun chef așa, mi-i câh, soare, țânțar, nu prinzi nimic. Și te las pe tine acasă și o să fie dor de tine. Da. Da. Nu. Ar trece și asta. Salut! Vezi că venim astăzi pe la tine. Nicu? Nu mai pleacă, nu. Păi nu, că vrea să rămână cu noi, cu familia. Bine. Stai așa un pic. Mami! Am plecat! A24 a rezolvat-o! Fă șnițele, că vin! Nu știu când! Auzi la el, șnițele! Mersi din suflet! Cu plăcere, drumul bune! Ne ajută. Bă, trebuia să ieșim în seara asta, că prea mor. Bă, tu o să râzi de mine, așa. Dar mi-a așa-mi place mă acolo. Bă, suntem nebuni tăți, așa, numai nebunii pe acolo. Auzi, mai ții minte? Când și-o prins Dan mâna în utilaj, bă. Bă, și am vrut să-i oferim primul ajutor, dar nu știam niciunul. El era leșinat și noi am imobilizat celălalt braț, mă. Bă, da, când a explodat? Explodat? Bă, șantele, tu ce un foc aici. Era foc și nu aveam extintor. Da, bă, și Alin s-a dus, el repede să stângă focul cu găleata. Și ce era în găleata? Era benzină, era generator. Și eu m-am dus peste drum, la vânzătoarea aia. Până ai venit tu, tătă o ars. Dar și eu am ars-o.
Bă, mie îmi place de Dumitru. Ție? Dumitru. Da? Bă, dar să facă în cele mai rare bele ale măștele așa penibile, bă, nu? Ia când e cu greutăți în spate, știi, poate să-i dau după ceapă. Bă, ăsta, săracul, nu vede până în primul rând. Nu cred că a fost la niciun control oftalmologic în viața lui, bă. De cum să meargă, că el nu distinge magazinele, bă, poate să vadă el unde e oftalmologia. Bă, dar Mircea, mă. Ioi, Mircea, Dumnezeu să le iarte, mă, pe Mircea. Voi n-ați auzit în viața voastră de PMS, SM și PSI? Asta și eu în jurături de la presportare. Scuzați-nu, mă, îs noile mărci de bere artizanală. Nu, inconștienților. PM, protecția muncii. SSM, sănătate și securitate în muncă. PSI, prevenirea și stingerea incendiilor. Ce? Noi lucrăm cu o firmă care ne învață. Ne instruiește conform normelor. Să rămână pentru mine. Bă, și-o venit după aia Emilia și a zis că te n-ai... Unde te... Și-am luat naveta aia de bere și-am băut-o pe macara, bă, te-au băut așa, făcea macara!